genul programului Talk Show. Bună seara, stimați telespectatori! Aoleu, ce citesc aici? Vicepreședintele ANR reținut de DNA? Știți cum? Totul este politic în țara asta, eu m-am săturat de atâta politică. Cunoști pe cineva din partid, dintr-un partid, și când e partidul la putere sau, mă rog, are o majoritate, gata, schimbăm. Ce nu înțeleg eu foarte mult e, și am mai spus, și repet, și acum, e așa... Pupat piața independenței PNL, PSD, PC, UNPR, format USL. USL murit. Încercat resuscitare. Nu putut. Deloc. Transformat în partid zombie. USL trăiește. Liberalii zis nu. USL mort. Ok, bun. După aceea război acum. Pentru că PNL bătut palma cu PDL. Păi nu, frumos, alianța da, revival. Deci, alt mort frumos, dacă mă întrebați pe mine. Eu tot n-am înțeles de ce n-au fuzionat oamenii ăștia. Pentru că alianța da era, să zic așa, momentul în care dreapta s-ar fi reunificat. Nu, trebuie să o facem bucățele, trebuie să o tăiem, uite așa. Bine, că nu există dreapta sau stânga, există grupurile de interese. Acum grupurile de interese, da, vor să schimbe directori, da, dintr-o parte în alta. Ce n-am înțeles eu este că a zis domnul Ponta, noi când o să venim, suntem atât de cinstiți, nu o să schimbăm directori de deconcentrate, nu o să facem, nu. Aia câh, Băsescu, PDL, câh, omul rău. Și acum, ia uitați-vă ce se întâmplă. Deci, e frumos domnul Ponta? Întreb și eu așa retorică, numai unde domnul Ponta, domnul Victor Fiorel Ponta, cum vrea domnul Băsescu să... Dar nu, e numele dânsului. Știți că și pe mine mă cheamă Mihuleț Mircea Marius. Știți? Mircea Marius Mihuleț. Deci așa trebuie să mă prezint. Da? Cineva o să zică mmm, da? Deci sunt mmm, nicio problemă. Deci domnul Victor Viorel Ponta, păi ce faceți? Că legi? Acum parlamentul... Bun, trecură europarlamentarele. Hai să vedem cum lucrați. Ce se... Duduie țara! Ce se întâmplă? Deci n-ați fost în stare numai în momentul în care... Au amenințat minerii cu greva, deci a fost atât de tare povestea, de nu se poate. Știți, ieri, nu, pe 20 și... Stați așa, stați că ne uităm și după aceea imediat ajungem și la ziua mediului, da, imediat. Și la cât de verde e Casa Verde. Nu, pe 29 mai. Pe 29 mai am avut invitat pe domnul Adrian Bozdog, inspector șef ITM Hunedoara, și pe domnul Sorin Istrate, purtător de cuvânt ITM Hunedoara. Și mi-au spus atunci că până în luna mai, deci până în 28 mai, da... Nu era votat, nu era aprobat un buget pentru complexul energetic Hunedoara, CEH Hunedoara, da? Ok. Cum au zis minerii, venim peste voi? Au zis aia, unde bugetul? Dați-l ăla cu pierderi mai mari, dați-l rep. Gata, s-a aprobat, s-a rezolvat problema. Cum le mai țâți o anumite parte a corpului, da? Ca să nu zic așa, celor de la București, când au de mineri, Panseluțe, Piața Universității, a? Hunedoara? Deci cred că fac frisoane pe acolo pe sus. Bineînțeles că ce spun eu acum nu o să convine multora și o să, iar o să se spună face politică, popa face politică. Nu. Vreau ca un om când își dă un cuvânt față de mine să-l respecte, frate. Eu întotdeauna m-am străduit chiar dacă am pierdut și am pierdut în viața asta, vă dau eu cuvântul meu foarte, foarte mult. Pentru că am fost direct, dar și pentru că mi-am ținut cuvântul. Chiar dacă am pierdut și material și așa am spus, dacă am spus că fac un anumit lucru, l-am făcut până la capăt. Deci să vină cineva și să-mi spună, mie băi, uite, m-a înșelat popa cu tare chestie. Nu o să vedeți. Deci dacă numărul de telefon o să fie afișat. Deci eu mă expun în fiecare seară aici, dacă făceam cioace, de asta vorbesc, de asta vă spun, deci nu-s mai bun nici ăștia, schimbat, director, șmecherii, acum, strâmbe, băgate, pe aici, pe dincolea, concursuri, reconcursuri, schimb, nu-i corect, frate, bun, ok, sunteți la guvernare, guvernați,
Dar încercați să ridicați amărâta asta de țară. Pentru că dacă stau bine să mă gândesc, aseară m-am întâlnit cu trei prieteni, trei, numai aici în municipiul Deva. Și aici a trebuit să sune pentru deputații și senatorii hunedoreni. Zice, băi, fă-ne rost de un loc de muncă. Cât de mic, cât de puțin, cât ai vrea să alarmă? Bă, mă mulțumesc cu 10 milioane, deși sunt meseriaș, sunt așa, fac ce vrei. Un electrician săracu, deci... Vă spun eu, e jale. Și atunci nu mai poți să vii tu guvernul României să-mi explici mie. Suntem buni, frumos, așa, de sus. A, de unde sunteți? De la B1 sau de la Realitatea sau de nu știu cum face Ponta? Cum făcea și Băsescu. Antena 3 aici, da, o să zică, Hunedoara Popa, nebunul de la Hunedoara TV, mai comentează pe acolo, nu i-au închis gura încă. Că mă aștept și la de-astea, bun. Am aberat destul. Ne întoarcem. Deci astăzi nu este apă. Eu nu știu motivul. Probabil că era în comunicat de presă. Știu numai atâta că nu e apă. Eu am luat și eu apă în vană, dar a curs. Deci oricum ați pune problema, aseară, după ora 10, a curs o apă mizerabilă. De-aia am în vană. De-aia m-am spălat pe față. Da? Deci așa un fel de maroniu, nu gălbui, nu, maroniu spre negru, știți? Nu știu care e cauza, dar o să aflăm probabil în zilele următoare. Sper să se țină de cuvânt să o dea măcar la ora 24. Deci, azi nu-i apă și azi e ziua mediului. Deci e frumos, cât de tare. Era un actor, nu mai știu, Leonardo DiCaprio, să nu vreau să greșesc. Ăla nu se spăla, frate. Deci zicea, eu sunt ecologist, fac economie la apă. Aoleo! Bun. Și eu întreb astăzi de ziua mediului cât de verde e Casa Verde, pentru că au apărut țeparii, au apărut șmecherii, știți? La noi, la România, așa. Vreau să intru în față. Cum fac să intru în față? Păi nu, stai la rând și tu frumos ca neamțul, ca francezul, ca... Nu, nu, eu vreau să intru în față. Și ți-o iei, frate române, care vrei să încerci să te duci așa pe după cireș. Ca să vedem cât de verde e Casa Verde, da. Începem cu ziua mediului, da? Că e zi de sărbătoare. Am invitat directorul executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara, pe doamna Georgeta Barabaș. Sărut mâna, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Bună ziua mediului! Cu telefonul am să vă rog să mai așteptați un pic, știu că este telefon pe fir, dar ori mai așteptați, ori reveniți după vreo peste 8 minute telefoane. Da, ca să intrăm și noi cumva în subiect. Așa... Hai să vedem ziua mediului. Când ca să începem așa? A fost așa declarată de Națiunile Unite în 1972 pentru prima dată. În fiecare an se marchează un anumit, eu știu, fenomen sau manifestare mai deosebită pentru mediul la nivel mondial. În acest an, din punctul meu de vedere, este un mesaj cam cinic. În sensul că este un mesaj pentru țările insulare, așa, care sunt amenințate cu dispariția în cazul încălzirii globale, așa, care se simte din ce în ce mai mult. Și mesajul care? Acesta este o avertizare a țărilor insulare că ar putea să dispare în condițiile încălzirii globale și topirii ghețarilor și creșterii nivelului merilor și oceanelor, și țările insulare sunt în pericol să dispară. Să traduc pe înțelesul românilor? Nu din vina lor. Să traduc pe înțelesul românilor? Bacovia, toate locuințele lacustre. Am zis bine? Într-un fel, da. Spunea că e cinic pentru că țările insulare vor suporta o consecință a acțiunii țărilor bogate, care nu sunt amenințate de această, sau sunt mai puțin amenințate de această îngrozitoare globală. Și asta putem să explorăm și la țările sărace, nu numai la țările insulare, că amenințările în primul rând sunt pe țările insulare și pe țările sărace. Și aici, cu regret, cred că putem să includem și România. Na, păi nu, că ne au de guvernul și o să zică noi, de duduie economia, mai știam un prim-ministru. Din punct de vedere al biodiversității suntem foarte bogați. Județul Hunedoara chiar are aproape 40% aur verde. Județul Hunedoara? Da. Da, nu... Restul țării în jur de 15%. Aur verde. Cu Harghita și Covazna după ce a tăiat Borgăi acolo sau fără? Intră la calcul sau nu? Da, intră la calcul, intră, dar, mă rog, partea care a fost tăiată nu s-a socotit. Nu s-a socotit, dar știți, o să ne socotim
sau o să ne socotească pe noi, să zic așa, urmașii urmașilor noștri, că o să zică, băi, n-ați fost în stare. Da, mă rog. Bun. 1972, declarată ziua mediului. În fiecare an a fost un alt mesaj transmis pentru toată planeta. Deci, anul acesta, atenție, insulari, vin inundații. Vedeți că dispăreți. Bun, cei Polinezia, care toate sunt? Toate insulele sunt amenințate. Mă gândesc că Japonia, deși e o insulă, ei pierd din teritoriu. Există revers? Adică putem face ceva? Da. Ca să inversăm procesul. Există. Se fac efortul. Protocolul de la Kyoto de asta a fost inventat. Păi da, doamna, au semnat pentru a toți, reduce emisii. Da, păi primii care sunt mari emițători de carbon în atmosfera americană sunt și cei care n-au semnat protocolul de la Kyoto. Păi, știți, vedeți, aici China. Deci America și China, da? Bun, măcar chinezii nu fac atâta gât cu democrația, adică atâta... Eu când îi văd pe americani, corupție, cum minței acolo, stați mă fraților, că voi ați avut segregare rasială până în anii 60, dacă țin eu bine minte, adică nu cred să se fi inventat democrația pe pământ american. Eu în 2000 am văzut oameni ținut în țarc. Se plătea taxe, da, în Ohio. În Ohio? Da, se plătea taxe de intrare ca să te duci să vezi pe băștinașii indieni cum trăiesc în cort, cum se îmbracă în blănuri, dar plăteam taxă de intrare ca la grădina zoologică. Bun, acolo era un pic de show, un pic de spectacol, probabil că își luau și ei partea lor, dar, na, în sfârșit, încurcate sunt căile justiției americane, e o planetare. Poveste. Da. Da, și planetare. Bun, în România nici nu mai zic. Acolo, aici la noi, în nodul gordian. Noi cu țările insulare. Bun. Și ajung la subiect, pentru că în dorința de a intra în față cu Casa Verde, unii se păcălesc rău de tot. Hai să vorbim, s-a dat drumul la program, când se dă drumul, se poate intra în față? Că... Nu. Nu știu, poate vreau nu. Și eu să... Nu. Mă înverzesc, știți? Nu. Și asta a fost unul dintre mesajele care am dorit să le transmit cetățenilor din județul Hunedoara. Nu există scurtătură, nu există finanțare preferențială, deci nu există nicio posibilitate de a proceda așa cum se procedează în general pe mileaguri mioritice. Nu există. Deci nu se poate intra în față. Nu. Primul servit. Deci dosarele se analizează în ordinea în care au fost depuse. Cine le analizează? Administrația Fondului pentru Mediu, o comisie special constituită. E la DEVA? Nu. Există doar la București. Deci la București. Toate dosarele se depun atunci când este sesiune. Ultima sesiune a fost în iunie-iulie 2011. Deci dosarele se depun la agențiile de protecție a mediului. Ele se trimit spre analiză la Administrația Fondului pentru Mediu la București, toate județele trimit acolo. Deci cele care s-au depus în data de 1 din toată țara se analizează într-o anumită zi. Cele care în data de 2, în data de 3, deci nu există altă ordine decât ordinea în care au fost depuse. Păi, haideți să vă spun și după lucru. Județe, A, B, C, până la 40. Bun, ok, în ordine alfabetic, am înțeles. Totuși, de unde nu-i foc? Zic eu că nu ia să fum în celelalte programe, pentru că aici ar trebui puțin și niște oameni să vină și să spună, bă, fraților, ia stai să vedem. În celelalte, data trecută, trebuie luată comisia de la București și analizat. Ia hai să analizăm activitatea. Ați fost corecți, le-ați dat pe toate. Vedeți, aici e marea problemă, pentru că unii se folosesc de... se întâmplă în România, știți? Acest lucru. Mă, se întâmplă în România. E unul pe listă în fața ta, deci clar s-a întâmplat să fie... Acum, nu știu dacă structurile care se ocupă de gestionarea acestui program din partea Ministerului Mediului sunt vinovate, ori în orice domeniu pot apare speculatorii. Și aici vorbim despre speculatori. Din păcate, sunt și firme de bună credință care, atunci când s-a lansat programul, probabil s-au aprovizionat cu echipamentele necesare, contând pe un număr de solicitări. A fost o perioadă de stagnare.
a proiectului și acum s-a reluat. Dar categoric printre cei de bună credință sunt și speculatorii și avertismentul este pentru speculatori, nu pentru cei de bună credință. Acum, oamenii, normal că toată lumea își dorește să beneficieze de această investiție. Procedura e destul de transparentă, în sensul că bun, am venit, ne-am depus dosarul la dumneavoastră. Exact. Primesc un număr de înregistrare. Exact. Apar undeva pe un site? Nu. De ce? Pentru că aici ar fi foarte simplu să verific. Am depus dosarul, eu, Mircea Mihuleț, vin astăzi, sunt 5 iunie, astăzi nu mai pot că s-a închis programul, dar mâine dimineață vin cu toate actele, l-am depus, mi-ați dat un număr de înregistrare, mi l-ați acceptat, deci sunt în regulă, mi-ați dat un număr de înregistrare, eu figurez undeva în Hunedoara, figurez de date, al 15-lea, al 250-lea, nu mai contează. Dar eu mă văd acolo și atunci, dacă văd că vecinul... numele sunt publice, dacă văd că vecinul care e după mine. În momentul în care, deci nu se face publică lista cu cei înscriși, se face publică lista cu cei analizați. Și atunci, în momentul în care este publică, este postată pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu lista cu dosarele analizate, apare data și numărul în care a fost depus dosarul. Aici e o mare problemă. Nu e. Ba de da, ce? Pentru că eu vreau să concurez, să fie concurența deschisă. Deci s-au înscris 250, ok, în ordinea asta. Pam, 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 pe la 251 și Mihuleț. Ok. Dacă ia numărul 255 după mine, eu n-am de unde să știu. Ba da. Cum? Păi este lista publicată cu cei care au fost analizați. Păi da, dar eu nu știu că ăla are numărul 255. Ba da, este tabelul care este afișat, este cu numărul de depunere. Dosarul are același număr de când îl depui până, deci are 250 per HD per data. Am înțeles. Deci nu poate să fie... Dacă văd acolo 255, am zis opa, asta cu pic, aici s-au făcut șmecherii. Da. Pentru că mi-a fost acceptat dosarul, deci n-ar trebui să intre altcineva. Bun. Așa este. Deci așa se poate verifica foarte simplu. Foarte simplu. Bun. Mai sunt situații în care dosarele au fost respinse de către Administrația Fondului de Mediu pentru că nu întotdeauna au fost actele depuse la dosar corecte. De exemplu, sunt greșeli în certificatele, în extrasele CF. Vă spun din ce am întâlnit până acum. Sau sunt greșeli în certificatul de cazier fiscal care se trimite de la administrația financiară. Sau nu întotdeauna numele de pe extrasul CF este același cu numărul de la cazierul fiscal. Sau... Deci sunt diverse greșeli omenești, nu sunt greșeli, adică nu sunt tentative de fraudă acestea. Și astea sunt un motiv care duce la respingerea dosarului. Dar și aici se pot depune contestații, există un termen în care se pot corecta aceste greșeli. Și după ce se corectează, mă rog, aceste greșeli administrative, ca să le spun așa, și dosarul este acceptat, nu prea am avut situații în care dosarele au fost respinse definitiv, ci doar pentru înlocuirea unor documente, se transmite contractul de finanțare la Agenția de Protecție a Mediului și noi contactăm beneficiarii, invităm la sediu să semneze contractul. Din momentul în care semnează contractul și până la depunerea dosarului de decontare, au la dispoziție 12 luni ca să facă investiția propriu-zisă. Deci suficient timp ca să nu fie tentați să se grăbească încheiind contracte înainte să semneze contract de finanțare. Perfect. Bun. E și 19 minute. Îmi cer scuze pentru cele 4 minute, dar n-am aprins cu prima casă, pentru că... cu prima casă. Vorbesc prostii. Casa Verde. Cu Casa Verde, da. Dăm drumul la telefoane 0354 738888. Din acest moment vă stăm la dispoziție, stimați telespectatori. Bun. Deci, practic, sfatul este să nu se grăbească nimeni. Nu. Să semneze cu nu știu ce firme care vin să ofere nu știu ce. Foarte multă lume a sunat la agenție de când domnul ministru a făcut anunțul că se reia programul Casa Verde, deși s-a specificat că este vorba
doar de cei înscriși în program în sesiunea 2011, foarte mulți și-au exprimat intenția de a depune, ceea ce nu se poate nefiind sesiune deschisă. Dar firmele acestea dornice de câștig, cum le-ați numit dumneavoastră, tocmai această dorință a oamenilor au speculat-o și i-au contactat în vederea întocmirii unui dosar de finanțare și a unei căi preferențiale, nu știu exact cum au decurs discuțiile, și să le dea o sumă de bani ca să le obțină finanțarea. Bine, finanțarea este de 6.000 sau 8.000 de lei, nu știu care era suma, până la 1.000 de lei am înțeles, dar oricum suficient ca să fii păcălit. Până la 10.000 de lei? Nu, 1.000 de lei. Păi nu, a zis 6.000? 6.000 sau 8.000, depinde, deci pentru panouri solare și centrale pe lemne. Așa, asta e finanțarea? 6.000 finanțarea nerambursabilă și 8.000 pentru pompele de căldură. Așa, iar și comisioanele care... A, comisionul era 1.000 de lei. Da, care se cerea pentru întocmirea dosarului, doar că 1.000 aia de lei bani pierduți, păi, pentru că nu este sesiune. Și la fiecare sesiune există un ghid al sesiunii, documentele care se poate schimba, și la sesiunile care au fost, de fiecare dată a fost un alt ghid. Deci dacă îi dai cumva 1.000 de lei ca să-ți facă un dosar după un ghid anterior, dintr-o sesiune anterioară, nu e valabil. Și oricum documentele, cazierul fiscal e valabil 30 de zile, deci să-ți-l fac acum și dacă va fi sesiune în octombrie. A vin de pielea ursului din pădure? Da. Categoric. Bun, ceva știau ei. Da. Deci asta e o formă pentru cei care doreau să se înscrie în program. Iar cealaltă formă, care a fost explicată de domnul procuror, pentru că au fost mai mulți care ne-au sunat, dar n-au fost așa de expliciți ca și domnul procuror, care a înțeles care sunt capcanele ofertei. Li se propune să semneze contractul de achiziție a echipamentului și serviciilor de instalare a panourilor solare. Așa. Și un contract de împuternicire ca să obțină banii în numele beneficiarului, ceea ce nu se poate. Deci eu pot să, prin procură notarială, să zic, domnule, uite, firma asta se ocupă de afacerea mea. Nu. Trebuie să vin personal să... Da, asta e una, deci nu există să delege altcuiva, pentru că administrația fondului de mediu face de contul direct în cont. Rambursarea acestei sume o face direct în contul beneficiarului, deci nu are ce să facă un intermediar. Iar dacă faci lucrarea, achiziționezi echipamentele și faci lucrarea înainte să fie semnat contractul de finanțare, automat ai pierdut finanțarea. Deci se decontează numai lucrările și echipamentele achiziționate după ce s-a semnat contractul de finanțare. Bun. În niciun caz nu se poate sări peste etape. Nu se poate depune dosar dacă nu este sesiune. Nu se poate... Câte cazuri? Despre câți oameni vorbim? Pentru că deja... Deci timpul oricum este pentru destul de multe, având în vedere că sunt 2 săptămâni de la anunț. Destul de multe însemnând cât? Eu 50, știu, 30, 60? Poate. Sunt mulți care au discutat cu mine, sunt mulți care au discutat cu colegii mei, persoane cunoscute. Au venit și au zis, am fost sunat. Da, am fost sunat, ni s-a propus... Așa, și atunci ne-am explicat să nu, dar domnul procuror a dorit să facă un bine mai multora care poate nu sunt atenți, nu sunt Există la fel de bine informați. Există o anchetă deschisă, din câte știți dumneavoastră, acum autoritățile cercetează? Nu s-a, cum să zic, nu s-a săvârșit șelăciunea, a fost doar tentativă. Păi e și infracțiunea de tentativă. Da, este, nu știu dacă există sau nu există. Ei, de-abia de 2 zile. În sfârșit, cine știe. Luăm pauza publicitară ca să nu fim acuzați de tentativă de înșelăciune aici, da? Și după pauza publicitară, știu că a sunat un telespectator la și 7 minute, dar luăm telefoanele de la și un sfert întotdeauna, adică după și 15 minute, da? După pauză vă aștept cu telefoane în direct 0354-738888. Fără probleme, exprimați-vă punctele de vedere, pauză și revenim.
Și am revenit, da, deci suntem cu lebăda de ziua mediului, nu? A apărut, a fost o știre pe toate televiziunile, am văzut-o prima dată pe agențiile de presă și am zis, bă, na, în sfârșit, am trecut peste ea. Dar uite că se leagă de ziua mediului, după 200 de ani a reapărut castorul în delta Dunării. Bineînțeles că au venit specialiștii și au slobozit niște perechi de castori, știți așa, pe mai multe cursuri de râuri, ca să repopuleze, știți, cu această specie fauna României, nu? Nu e așa rău. Nu e rău, nu, cum să fie rău. Și cu zimbrii s-a întâmplat la fel. A, uite, și cu zimbrii, corect. Da, și la noi în județul Hunedoara. Că veni vorba de județul Hunedoara, acum mai stăm cu... mai avem la Casa Verde. Ca să... Eu un ultim mesaj aș vrea să transmiteți, să nu avem se lase înșelat. Avem 475 de dosare depuse în sesiunea așa. 2011. Nu este sesiune pentru potențialii doritori. Deci să nu creadă că poate cineva să încheie dosare și să le obțină finanțarea în afară celor care s-au înscris în dosare. Deci acum aveți 475. Da, au fost 486 din ele au fost analizate. Urmează diferența. Urmează diferența. Bun. Deci cei care n-au apucat să se înscrie în 2011, să aibă răbdare, pentru că sigur vor fi făcute publice sesiunile, sigur o să mă chemați să mă întrebați despre sesiunea viitoare, când va fi sigur, așa, deci da. Până când nu vă aud pe dumneavoastră că le spuneți, să nu creadă că există sesiune deci, nu, să plătească comisiuni. Până nu vă aud pe dumneavoastră, că nu am nicio autoritate, adică eu, așa, până când nu mă chemați ca să vă spun, să le spun oamenilor, asta e o facem o înțelegere. Când aveți verde pentru Casa Verde, venim în studio. Și facem o emisiune, mă îmbrac în verde și facem o emisiune verde. Și pentru cei care s-au înscris în 2011, să aibă răbdare să-i sunăm noi. Deci până când nu i-am sunat noi și nu i-am chemat să semneze contractul de finanțare, să nu facă nimic, că riscă să piardă finanțarea. Asta e o metodă veche de înșelăciune și acum am văzut că au mai arestat, nu știu, săptămâna asta, iarăși prin metoda asta, accidentul, avocatul, e o înșelăciune la care, bun, altfel, dar e același tipar, să zic așa. Mă sună unul, bună ziua, sunt de la compania de telefonie, nu știu care și... Sau cu câștigul, cu accidentul, sau cu câștigul la nu știu care concurs. Sigur sau că da. Deci depui întotdeauna... tu o sumă ca noi îți dăm după aia premiu. Sigur că da. Deci e clar, exact același modus operandi. Da. Se tot popularizează astfel de înșelăciuni și pentru aia tot se mai găsesc victime. Păi se găsesc victime, că așa e sistemul în România, deci trăiască guvernele, toate, din 90 până în prezent, da? Inclusiv acesta, că aici e marea problemă. Dacă ar fi autoritate care să vină și să spună, a, te-am prins, ok, ce vinzi tu, panouri, ieși de pe piață. La revedere, nu știu, ți le luăm, ți le preluăm, intră mătăluță frumos la răcoare aici, stai o lună, două, cinci, șase luni, după aceea ieși și să n-au că ești bolnav, dar să te răcorești și după aia nu mai ai voie să faci afaceri. Du-te sapă șanțuri. Atât. Deci nu, eu chiar aș vrea să descalificați ăia care nu sunt cinstiți pe piață. Și politicieni, și afaceriști, da, și toată așa. Lumea. Pentru că nu se poate la nesfârșit să dai țepe și după aceea să fii la patroace și să zici, a, fraierii. Bun, stau unii 2, 3, 5 luni în pușcărie și după aceea le dă doctorul adeverință că ei pot să iasă afară. Și zburdă. Știți? Aici e o mare problemă. Bun. Cum mai stăm cu bombele ecologice când noi vorbeam de iazuri de decantare, halde de steril? E acum sunt tot acolo, n-au plecat sunt tot niciodată. Acolo, stați așa, păi, măsuri, pentru că tot timpul zicem cu mediu, acum cu gropi ecologice de gunoi, avem o problemă la Mintia, nu știu dacă, da, probabil știți. Nu, greva. Păi și grevă greva și... nu e problemă de mediu. Alte probleme păi, de mediu așa, sunt acolo. Să vedem dacă vor putea funcționa pe mediu, pentru că se leagă multe lucruri. Da, eu știu, și minerii vor să muncească și energeticienii vor să muncească, sunt îndeplinite condițiile și de mediu. Și devenii vor să trăiască. Sigur într-un că mediu da. Curat. Și noi toți vrem. De acord, ăsta. Bun, un oraș ca Deva poate fi sacrificat, am văzut lucrul ăsta. N-ar fi primul. Foarte ușor, n-ar fi primul, nu-mi fac
iluzii și idei că dacă cineva vrea să facă o afacere, se împiedică de un oraș ca Deva. Deci nu, eu vă spun, stimați telespectatori, nu cred asta și să nu credeți asta în vecii vecilor. Nimeni nu se luptă pentru, decât pentru buzunarul lui și pentru contul lui din bancă. Dar vin acordurile semnate cu Uniunea Europeană, care Uniunea Europeană vine și zice aia nu, aia nu, ailaltă nu. Corect? Ce da, dar eu? Nu este chiar așa de... Adică nu ne ia prin surprindere, nu sunt lucruri care nu le știm. Păi le știm, câte din ele, dar unele unii se fac că le-au uitat, știți? Într-adevăr, cele două termocentrale sunt într-o situație delicată din punctul de vedere al conformării la legislația europeană. Asta și din cauza abordării diferite care o are Uniunea Europeană pentru următorul exercițiu bugetar 2014-2020. În sensul că cele două direcții din cadrul Comisiei, Direcția de Mediu și Direcția de Schimbări Climatice, acum se condiționează una pe alta. Deci, Direcția de Schimbări Climatice alocă țărilor pe instalațiile în funcțiune acele certificate de carbon care Așa. Se pot tranzacționa între state. Da, noi la un moment dat vindeam. Depinde. Când a început, în 2007, aveam 450 de instalații care primeau aceste certificate cu titlu gratuit, o alocare anuală cu titlu gratuit. Acum, din păcate, avem doar 200 de instalații care mai primesc, la nivel de țară vorbesc. Care primesc... Stați puțin, că aici nu-i corect. Deci aici, România... Bun, ne-au pus la pământ industria. Și cu ajutorul nostru. Ok, lăsați-le 400 de certificate să avem totuși... 400 de instalații. 400 de obiective instalații. Economice, cărora li se aroca un număr de... De exemplu, la termocentrala... Am intrat cu 400 de instalații, vreau să rămânem cu 400 de instalații, chiar dacă unele dintre ele sunt închise. Pentru că sunt oameni muritori de foame și atunci ai măcar pentru astea 200... Da, nu așa, se judecă, de aia v-am spus. Dar nu ne întreabă nimeni pe noi, acum noi vorbim, Știu. Dar nu ne întreabă nimeni. Da, mă rog, ne putem să ne plângem. Da. Așa, vă rog. Deci 200 de certificate. 200 de instalații. 200 de instalații la nivel de țară. La noi, în județ, mă rog, sunt 6 astfel de instalații. Și anume? Dar... cele două termocentrale, Siderurgica Hunedoara, Refraceramu, Aqua Caloru de la Brad și la Călan mai era un obiectiv cilindru, cred că așa se chema, să nu-i facem publicitate. Nu-i publicitate așa. Pentru că nu spunem. Da, în fine. Așa. Deci, vor reveni la cele două, pentru că celelalte sunt cu capital privat, revenind la cele două care sunt cu capital de stat. Deci, termocentrala de la Mintia avea alocate certificate pentru aproximativ 2 milioane de tone de carbon anual. Așa. Și Paroșeniu aproximativ la fel. Iar Paroșeniu pentru 1 milion de tone anual. O tonă de carbon, deci pentru fiecare tonă se dă un certificat și fiecare certificat pe piața liberă s-a tranzacționat în jur de 15 euro. Am înțeles. Deci noi putem să și cumpărăm. Avem de la cine? Păi avem să cumpărăm, dar calculați și dumneavoastră ce înseamnă aceste costuri. Deci aceste certificate se alocau gratuit. Și noi acum le plătim? Păi acum nu știu care va fi decizia Comisiei Europene începând cu anul 2014, pentru că cine nu deține autorizație de mediu nu poate să... primească aceste certificate gratuite. Păi, autorizația de mediu nu se poate da pentru că nu au făcut investițiile care trebuiau făcute. Ce ar trebui să facă Mintia, ce ar trebui să facă Paroșeniu? Deci Paroșeniu oarecum face. În acest moment face, dar face cu întârziere. Instalația de desulfurare și sistemul de transport și depozitare a șlamului dens.
Deci paroșeniul Deci le face acel rezidu care care rezultă, praful da, da din care ardere. Formează o tulbureală, da, și se depozitează pe un iaz. Așa. Paroșeniu este în curs de a realiza aceste investiții și este chiar clasificat așa la nivel național dintre obiectivele de profil ca fiind cel mai modern, după ce se va finaliza modernizarea care s-a făcut deja la unul din grupuri și cu această investiție care este în derulare, va fi cea mai modernă termocentrală din România în 2015. E okay. Problema este că vom plăti penalități de infringement de când trebuia să fie conformă și până când va fi. Conformă trebuia să fie la 1 ianuarie 2011. Deci noi vom acum plăti plătim în plus de la 1 ianuarie 2011 și până, nu știu când va fi gata, prin 2000, la sfârșitul 2015. Deci pentru 5 ani de zile vom plăti penalități de întârziere. Ok, dar este după aceea nu mai plătim. După aceea nu mai plătim și s-ar putea să se adauge, nu știu ce decizie va lua comisia cu această condiționalitate care e nouă. Așa. Și 1 milion ori 15 sau cât va fi, deci cam 15 milioane pe an. Că asta e alocarea asta de certificate de carbon este anuală. Da. Și contravaloarea acestor certificate, pentru că dacă nu vor mai fi alocate gratuit, vor trebui cumpărate și ele, deci se va adăuga la investiție. Păi, stați puțin. Ce nu înțeleg eu aici, și după aia ne întoarcem la Mintia, da, pentru da. Că nu vă las atât de ușor să scăpați, pentru că e subiectul acum. Da. N-am primit nicio solicitare, am sunat și aș vrea să fac cu sindicatul, să vedem săptămâna viitoare, aș vrea să fac cu sindicatul Muntele, care am înțeles că e reprezentativ în complexul energetic Hunedoara, cu reprezentanții sindicatului Muntele, să fac o emisiune. O să vedem dacă vom reuși. Eu pe această cale adresez invitația și în direct și da, o să fie emisiunea și pe YouTube și pe Facebook. Da, invitația e deschisă, rămâne să luăm legătura telefonic și conducerea termocentralei Mintia poate să vină, sau nu, conducerea complexului energetic, așa. Poate să vină fără niciun fel de problemă în emisiune și să ne explice, pentru că acum vorbim de 1200 de locuri de muncă la Mintia, cam așa, 1200-1300 de locuri de muncă și vorbim de câteva mii de mineri în Valea Jiului, nu știu, 3000, mai sunt și pe închideri de mină, încă n-am toate datele. Dar vin și mă întorc, Comisia Europeană, știți, toți aia din așa, un titlu pompos, Comisia Europeană. Pe olandezii zic, ce căutați, mă, românilor, marș afară, marș acasă la voi, da? Englezii, la fel. Francezii ne suie în avioane și ne trimit acasă. Italienii nu ne iubesc decât ca sclavi. Ceilalți europeni, să zic așa, spaniolii, bun, la fel, acolo e nenorocire, a abdicat până și regele, nu, glumesc. A abdicat până și regele din alte motive, nu din cauza românilor. Dar nicio țară europeană nu vine să spună, ok, nu veni, toți vin și spun, nu veniți la noi, bun. Păi închidem, mai avem încă 5.000 de șomeri pe puțin, da, ori 3, da, 15.000 de oameni în județul Hunedoara fără... Bine, ei nu ne închid, ei ne cer să ne conformăm. Păi să ne conformăm cum? Pentru că n-ai cum să... Păi nu am Mintia, aflat... vă rog frumos, Mintia. Nu am aflat săptămâna trecută de... Știm de 10 ani. Păi știm de 10 ani, dar n-ați văzut ce nenorocire a fost în timp de 10 ani cu miniștri, cu guverne, cu fiecare și toți. Cu atâta siguranță știm ce să facem pentru România. Sunteți pe mâini bune, sunteți extraordinari. Și atunci iară vine lumea și păi zice, da, dar ăsta nu, face nu politică. Sunt, nu-i de vină nici Uniunea Europeană în... Nu, sunt de vină politicienii noștri și aia din Ministerul Economiei, din Ministerul Finanțelor, din ministerele care se ocupă de povestea asta, nu? Vorbesc și din Ministerul Mediului, care n-au zis, bă, mâine vă închidem Ministerul Finanțelor. De ce? N-ați dat banii la vreme. Ia să vedem, mâine nu mai aveți autorizație de mediu, închideți ușile și gata, toți contabilii, nu știu, la cules ghiocei. Și Ministerul Economiei, hai, nu mai aveți autorizație de mediu pentru că n-ați rezolvat problemele de... Păi...
autorizație de mediu nu au din momentul în care a expirat termenul de confirmare. Mintia, nu, eu ziceam de instituțiile de acolo, cu clădiri, cu... Deci mintia este și mai... Deci mintia are 3 instalații care mari de ardere, care ar fi trebuit să fie conforme. Mai există un număr de ore de aproximativ 3000 de ore, ceea ce înseamnă foarte puțin de funcționare. La expirarea acestor 3000 de ore? 3000 de ore. Pe un grup sau pe toate grupurile? Pe toate grupurile. Adică ele sunt alocate pe un grup, dar mă rog, e mai complicat, nu mă pune să intru în detalii pentru că nu cred că e bine. Păi e bine, să vă spun ceva. Știți ce se întâmplă? Din semnalele pe care le am, da, și ce făcu acum guvernul, domnule, da, gata, votăm buget pe pierderi, nicio problemă, facem absolut orice, numai să nu vedem minerii la București, iarăși o să dea cu dragă-dragă și după aceea ne trezim cu ele închise, și cu minele și cu termocentrala. Întâi cu termocentrala. Întâi cu termocentrala, clar, și după aceea ăștia săracii din Valea Jiului unde să mai livreze cărbunele, pentru că au înțeles că e prețul la el foarte, foarte mare. Și nu se poate. Bun. Ziceți-mi cum stă mintia. Mintia, deci pe celelalte instalații, celelalte 2 instalații mari de ardere, termenul de conformare este depășit. Investiția deocamdată... Au desulfurare, că am înțeles că asta e o problemă. Nici, deci, măcar, nici măcar în faza în care este paroșeniu, ca să fie în derulare investiția. Deci n-au desulfurare. Nu e desulfurare. Bun, ce le mai trebuie? Și aia cu șlamul? Aia este în execuție. Depozitul mai au sistemul de transport să-l realizeze. Dar și aici, centrala funcționează. Deci, problema e delicată, pentru că nu știu ce li se poate spune siderurgiștilor, energeticienilor, pentru că atât este costul investiției. Așa. Penalitățile de infringement, care centralele funcționând și după termenul la care trebuiau să fie conforme și nu sunt, penalitățile de infringement se vor plăti, dacă se vor mai cumpăra și certificatele de carbon, deci sunt niște cheltuieli foarte, foarte mari care implică această conformare la normele de mediu. Dar sunt cheltuieli asumate la noiembrie 2004. Cât? La închidere. Cam în ce valoare? Comisia Europeană, da, a stabilit pentru România penalități de infringement între 2200 de euro și 135.000 de euro pe zi. Deci putem plăti pe zi între 2200. Bun, pentru mintia... Comisia cât... va stabili... Nu s-a stabilit încă. Este deci ăsta pentru mintia amenda, încă nu. E ca amenda. Între, da, 2200 de euro pe zi și 135.000 de euro? Pe zi, da. Având în vedere că, deci pentru depozit, fiind vorba de sol, de degradarea solului, va fi către limita minimă. Pentru desulfurare, având în vedere că e pe aer și afectează mai multe state, va fi către limita maximă. Și asta se va calcula. A, deci luăm 2 amenzi, nu numai una, și pentru, da, desulfurare, pentru desulfurare și una. Pentru depozite. Și, da, pentru depozit alta. Deci, da, una peste alta... Putem să ajungem la plafonul maxim de 135.000 de euro pe zi fără de probleme. De întârziere, da. Pentru... Când trebuiau să fie gata? În 2011? 2011 la Paroșeni, da. Și la Mintia? La Mintia e defalcat pe cele 3 instalații, deci acum nu știu cum se va evalua funcționarea lor și repartiția celor 3.000 de ore care mai au de funcționare, deci e mai complicat. Dar la Mintia încă nu s-a declanșat procedura de infringement, dar este, probabil va veni odată cu răspunsul pentru certificatele de carbon. Deci în, de orice, direcția... în orice moment, după ce și intră ăștia în pită, europarlamentarii noi acum și, da, comisie și așa,
Vom primi aia pot să zic că, bun, mediu, lucrați, Ministerul Mediului European, cum da, ar veni, nu? Da, 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 direcția, direct, păi, răspunsul pentru carbon, sunt două direcții, deci sunt doi miniștri. Așa. Unul va fi la direcția de mediu, 22 mediu, și una va fi la 26 la schimbări climatice. Deci, vis-a-vis de certificatele de carbon, vom primi de la ministrul pe schimbări climatice. Așa. Și vis-a-vis de penalitățile de întârziere și conformare la, mă rog, directivele astea IPPC și SEVESO vor veni pe, de la Direcția Generală Mediu. Acum eu zic în felul următor, Ponta, așa și-ai pus la benzină foarte mult, scoate banii pentru mintia, frate. Hai să o facem să meargă mai departe, pentru că e vorba de 1200-1300 de oameni aici, plus minerii din Valea Jiului care... Depinde clar, de funcționarea celor două obiective, nu? Da. Nu o să mai aibă obiectul muncii, atunci niște bănuți încoace. A trecut campania, vin prezidențialele, eu tare aș fi curios să văd ce o să ne spunem la alegerile, în campania electorală pentru prezidențiale, cei care vor să devină președinte al României. Bă, suntem gata, suntem vai de capul nostru, că oricum suntem gata, deci nu ne dau știre, da. Mă rog, aș vrea să văd și eu unul cu coloană vertebrală care să vină și să spună, mă voi duce capul plecat să negociez cu ei și să văd ce putem face, că situația e albastră. Bun, mai avem un minut de emisiune. Mai există alte riscuri în județul Hunedoara pentru care România... Vom plăti, da, mai există 3 depozite de deșeuri menajere în Valea Jiului. Petrila, Lupeni și Uricani, pentru care vom plăti, pentru că s-a depozitat ulterior datei de sistare a depozitării, vom plăti minim 1.800.000 de euro pentru ele. Suma va fi de la 1.800.000 de euro pentru una. Nici nu vreau să mă gândesc că l-au înjurat pe Moloț rău de tot când a vrut. Hai să facem groapa aici, nu-i bine. Hai dincolo, nu-i bine. Hai să facem și la Petrila. Nu vrem. De unde vin banii ăștia? De la noi. De la noi toți. Păi nu mai am chef să plătesc pentru răutatea unora și pentru, nu știu. Vă mutați? Emigrați? Nu, stați un pic. Stați să vedeți cum termin emisiunea, cum o termin ca de obicei. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și pentru că ați fost alături de noi și vă aștept când e verde la Casa Verde. Stimați telespectatori, vă mulțumesc că v-ați uitat la noi. Vă aștept luni să ne revedem ca de obicei. Până luni, uitați-vă la detaliul și perspectiva care urmează, emisiunea care urmează, da, cu Alexandru Gruian. Și nu uitați, România nu e a lor, e a noastră.